nou mir. Vreau să cred că încă sunt o fire liberă. Nu știu dacă mai sunt, dar vreau să cred în continuare chestia asta. Nu mă simt neapărat o persoană creativă, mai mult matematică și strategică, care își ia foarte mult din adrenalină și din libertatea de exprimare ca să poată să compenseze în raționalul ăla matematic pe care îl aplic în munca mea. Nu mai știu cum arată o zi altfel decât plină. Adică în industria asta e mai greu să ai zile libere sau zile mai puțin pline. Și asta pentru că eu le fac să fie pline și nu prea mai îmi las timp de altceva. Dar o zi plină înseamnă trezit, verificat telefonul, răspuns la mesajele urgente, uneori și la alea non-urgente, mâncat ceva, mănânc dimineața, nu se poate fără, după care îmi deschid laptopul până plec la muncă, adică am vreo 2 ore pauză până plec la muncă și ajung la muncă și mă reapuc de treabă. Deci hai să zicem că am un buffer așa de vreo 20 de minute în care sunt pe drum și ori răspund la telefoane sau sun pe cine pot să sun din mașină, după care vin aici și reiau task-urile zilei sau nu numai. Cred că depinde foarte mult de la o zi la alta și depinde foarte mult de și ce se întâmplă aici când ajung. Că fiind un mediu atât de dinamic și o industrie atât de dinamică, nu ai niște lucruri pe care le faci într-o oarecare procedură și niște chestii zilnice, dar de fapt se pot schimba inclusiv alea prioritare, de când pleci de acasă până ajungi aici, să vină altele și mai prioritare și să se dea peste cap toate planurile. Adică structura, na, clar să verific ce poster mai sunt de dat, câte mai sunt de dat, la ce oră vine trupa, când vine trupa, dacă pot să le pregătesc ceva înainte sau îi aștept să vină. Dar între toate lucrurile astea apar tot felul de mici alte lucruri care te dau peste cap și cu care trebuie să te obișnuiești. Cred că media este la 2 noaptea. Adică am încercat în ultimul timp să mă mint că pot să mă culc mai devreme, dar nu se poate. În general plecam pe la 12-1 de aici până ajung acasă, până mă deconectez, până mă culc, durează ceva și vineri, sâmbătă, pe la 5-6 dimineața. Bă, datorită lui maică mea, care mă ducea la concerte când eram foarte mică și tot timpul m-am întrebat ce se întâmplă după gard, ce se întâmplă cu toți oamenii pe care îi vezi în spatele scenei, nu pe scenă. Toți oamenii pe care îi vedeam la front of house, care erau tot timpul preocupați. Și am fost mereu curioasă să știu ce se întâmplă în spate și care e partea nevăzută a evenimentelor, nu ce se livrează direct, ce livrează artistul de pe scenă către public. Și am început să fac voluntariat, am stat destul de mult să dau și cu mătura prin arene ca să ajung să cunosc organizatorii, am ajuns și la festivaluri ca voluntar, de nu pot să zic că am avut neapărat parte de cele mai plăcute experiențe și cum susțin în continuare că atâta timp cât atragi niște lucruri o să se întâmple lucrurile alea. Am ajuns să lucrez în alte 2 firme până am ajuns la expirat. Firme unde am făcut evenimente, unde am făcut prima dată concerte și petreceri, unde am lucrat de la intrare, la social media, la artist care, la dat cu mătura, la alergat prin magazine să cumpărăm chestii pentru artiști de mâncare și tot așa. După care am ajuns într-o altă firmă unde am făcut evenimente pe parte de brand, deci am avut o pauză de vreo 2 ani de la concerte și petreceri. A fost drăguț și acolo, a fost pe comunitate și am văzut ce înseamnă să lucrezi și din partea brandului și de ce au anumite branduri cerințe de la oamenii pentru care lucrează. După care
mi-am băgat picioarele pe românește și am ajuns să lucrez la expirat, unde nu știu de când îmi doream să lucrez la expirat. Cred că de când aveam vreo 16 ani, de tot cu maică mea am venit la mai multe concerte și mi-am dorit foarte mult să văd ce se întâmplă aici și care e mersul lucrurilor. Este diferit față de ce se întâmplă în restul orașului și în țară. Mi s-a părut că nici nu prea am o altă variantă de a face asta în oraș și de a mă dezvolta pe partea asta. Și aici mă refer la concerte, în primul rând. Concertele pe zona de alternativ, zona care mie mi-a plăcut cel mai mult până de curând și încă îmi place, doar că au mai apărut și alte lucruri în peisaj și alte priorități. Dar aici am simțit că pot să mă dezvolt și să învăț mai multe decât știi și până la urmă, când cu cât știi mai multe, îți dai seama că nu știi nimic și că mai ai loc să înveți și alte chestii și că artist-care-ul nu e doar artist-care și că social media nu e doar social media și că ajungi să faci și un pic de producție de eveniment și ajungi să știi și un pic de parte de birou și ajungi să știi și un pic din contracte și din partea de bar și din partea de bucătărie și începe așa să le pui cap la cap ca să dea un tot unitar, să știi exact despre ce vorbești și ce faci. În primul rând, mă mint. Așa fac față. Și anul ăsta, cred că de când a început, am tot zis că hai că vine primăvara și o să fie mai lejer, hai că o să vină vara și o să vină mai lejer, hai că trece vara și o să fină toamna și ne oprim un pic, hai că a trecut toamna și după Crăciun și după Revelion o să ne liniștim. Și anul ăsta, cel puțin, eu nu l-am simțit deloc liniștit și relaxat. Și asta pentru că ne-am făcut-o cu mâna noastră să fie așa, că na, când munca ajunge să fie drogul suprem, ajungi să faci mai multe lucruri pentru muncă și să împingi să se întâmple și mai multe lucruri în fiecare zi, să faci și mai multe evenimente, să facem și mai multe concerte. Dar la noi a ajuns să fie cât de cât constantă perioada asta de evenimente. Avem, nu știu, o medie de vreo 3 concerte pe săptămână și cam asta se întâmplă tot anul, cu foarte mici excepții. Nu se mai întâmplă să, nu știu, avem 2 concerte într-o săptămână și următoarea să avem 4. Am încercat să le echilibrăm, tocmai ca să nu mai simțim neapărat ca o perioadă aglomerată. Poate de-aia a ajuns să se simtă ca un an aglomerat. Dar asta e și de cum gestionează fiecare și, mă rog, de cum gestionez eu. Adică încă învăț să fac asta, să gestionez perioadele aglomerate și perioadele stresante. Și am acceptat anul ăsta că e nevoie și de terapie în viața mea și că e nevoie să învăț să zic când nu mai pot. Un lucru pe care l-am ascuns până acum cam de toată lumea. Și încerc să găsesc echilibrul ăla între viața personală, grija față de mine, randamentul pe care îl dau la muncă, munca asta din care eu nu știu să mă opresc, pentru că asta este un adevăr, nu știu să-mi iau zile libere, nu știu să fac altceva cu timpul meu liber și aleg să lucrez. Așa că gestionarea stresului cumva, aș putea zice că se rezolvă cu un alt stres. Creez dintr-o perioadă stresantă o următoare perioadă stresantă. Sau creez dintr-un stres un stres și mai mare ca să-l acopăr pe ăla mai mic. Și cam ăsta a fost modul meu de funcționare până de curând, când mi-am dat seama că nu mai pot să diluiesc neapărat cu asta, iar acum sunt într-un proces de acceptare și învățare că trebuie să schimb ceva și să mă împart mai bine, să găsesc balance-ul ăla ideal în viață de împărțit și splituit lucrurile. Surprinzător, am avut puțin mai mult timp pentru mine decât am avut în celelalte luni, pentru că noi ne-am făcut programul și calendarul de evenimente cât să lăsăm un pic spațiu între ele. Este primul an în care am anunțat revelioanele destul de devreme, ceea ce ne-a dat o perioadă de buffer destul de bună în care am putut să ne dăm seama ce se întâmplă cu ele, unde e nevoie să tragem, unde e nevoie să împingem, ce e nevoie să reașezăm, ce e nevoie să promovăm mai mult.
și am știut destul de ok din timp pe ce să ne axăm. Normal că presiunea prevelioanelor, cred că în Horeca, o să fie tot timpul mare, pentru că sunt câteva evenimente punctuale și evenimente de brand, așa cum sunt și revelioanele pentru expirat, sunt separate de concerte, unde știi că trebuie să alugi mai multă energie și mai mult timp și trebuie să coordonezi mai multe echipe ca să iasă ce îți dorești. Și nu sunt eu omul care coordonează toate echipele, suntem o echipă care de fapt se coordonează mai departe cu fiecare bucată. Da, zilele astea cu Crăciunul, cred că este prima dată după foarte mulți ani când am simțit Crăciunul. Am apucat să fac lucruri pentru mine, sensul în care mi-am dat voie să petrec niște timp cu familia și cu prietenii, lucru pe care nu l-am mai făcut de foarte, foarte mult timp. Nu pot să zic neapărat că m-am odihnit, că e un consum de energie când faci asta, dar chiar am avut timp să fac tot ce mi-am propus, fără să fiu cu capul și la muncă, să mai pun munca pe primul plan. Aia am reușit să înclin un pic balanța acum în perioada sărbătorilor. Nu știu dacă o să rămână la fel sau nu, dar am reușit acum de Crăciun, 3 zile, 4. Din toate punctele de vedere. Probabil tocmai pentru că am ținut această etichetă de eu pot, eu trebuie să duc, eu reușesc să fac, în care nu prea am zis că nu pot, am picat un pic în cealaltă extremă în care am zis de foarte multe ori că nu pot. Așa am reușit să mă și ridic, dar toată chestia asta vine dintr-o oboseală cronică, pus diagnosticul așa pe hârtie, din foarte multe nopți pierdute, de ani de zile, nu de când sunt aici, din mâncat aiurea, o masă pe zi până când am dat-o în altele și acum am început să mănânc ok. Și cumva n-am crezut pe nimeni când îmi zicea când era mai mică, băi, vezi că trebuie să ai grijă, că mai încolo o să se simtă. Și n-am crezut chestia asta și acum încep să se simtă toate și să vină așa din spate adunate și știi cum e când te lovește, nu știi ce te lovește și de unde a început să cadă bolovanul ăla, dar încerc să mă pun un pic contra curentului și să mă ridic de acolo și să balancez toată chestia asta într-un middle ground decent. N-a dormit niciodată instant. Cred că mi-a vreo 2 ore să adorm. Aproximativ vreo 2 ore, da. Nu... Și am găsit cât de cât și explicația aia rațională pe care eu am căutat-o și m-am întrebat de ce nu pot să dorm. Și mi s-a explicat că este corpul atât de inundat de toată adrenalina la care îl supun în timpul zilei, încât are nevoie să se așeze un pic ca să mă lase să dorm. Chestie care, na, momentan nu se întâmplă și e destul de greu să se întâmple, pentru că, așa cum am zis la început, îmi creez singură un stres în plus și o presiune extra. Atunci e destul de greu să mă relaxez imediat după, plus că sunt foarte multe zile în care simt că n-am fost destul de bună sau că n-am dat tot ce aveam de dat sau că puteam să fac mai mult și încep să mă frustrez eu pe mine și să mă enervez și cumva eu tot timpul am fost cel mai mare bully al meu. Iar când e cel mai bun moment să faci asta? Dacă nu când ajungi acasă după o zi plină, de ce ai putea să te culci liniștit când poți să te mai judeci un pic și să te mai pui un pic la colț pentru ce s-a întâmplat de ziua aia? Și abia după aia să reușești să adormi cât de cât împăcat cu ideea că cineva a avut ceva de zis, chiar dacă acel cineva ești tu. Și mă rog, din asta n-aș vrea să se înțeleagă că e un lucru bun. Și din contră, mi-aș dori să nu mai fac asta, dar... Nu știu, congreț oamenilor care au reușit să iasă din chestia asta, încă lucrez aici. Hey, yo, Mir.
Avantajele, nu știu, o să le zic într-o ordine aleatoare. Primul este că ajungi să cunoști incredibil de mulți oameni. Oameni care ajung să fie prieteni foarte buni, oameni care ajung să fie familie, oameni care ajung să-ți fie mai puțin prieteni, oameni pe care ajungi să-i crezi și îți dai seama că nu trebuia să faci asta. Ajungi să vezi o grămadă de tipologii și cred că te ajută să te raportezi un pic mai bine și la viața reală. A doua chestie este că fiind o industrie dinamică și întâmplându-se și schimbându-se atât de multe lucruri de pe un scurt timp pe altul, cumva înveți să te adaptezi foarte ușor. Și cumva asta e și un must ca să poți să reziști în industrie, să te adaptezi ușor fără să îți creezi alte mari probleme pe lângă. Și din nou e o chestie care se aplică în viața reală. Și a treia chestie, cumva îți dă și o libertate de alegere și de a face niște lucruri în industrie. Probabil cu timpul o să vină și libertatea de alegere pentru planul personal, dar în plan profesional, dacă dai de o echipă ca asta în care sunt eu, la un moment dat o să ai libertate de exprimare și o chestie pe care eu am căutat-o și la celelalte locuri de muncă pe care le-am avut. Și cumva asta cu locurile de muncă, acum să aminte când am zis la câteva interviuri când recrutam oameni pentru postul de social media și le explicam că nu este un loc de muncă, ci că este un lifestyle cu care ori te obișnuiești, ori nu. Deci nu... De-aia zic cumva, sunt avantajele industriei și nu sunt neapărat avantajele locului de muncă, pentru că sunt avantajele pe care ți le faci tu cu mâna ta în timp. Acum, la dezavantaje, o să încerc să le zic din perspectiva mea, deși, din nou, depinde foarte mult de personalitatea fiecăruia. Pentru mine a început să devină un oarecare dezavantaj că nu am un program cât de cât așezat. Dar în același timp este și un avantaj. Pentru că n-aș putea să lucrez 9-to-5 undeva unde să am un program așezat, unde să știu că... să știu exact care mi-e programul, să, nu știu, fac cerere de concediu sau alte chestii astea pe care nu le-am mai făcut de foarte mult timp. Este un dezavantaj pentru mine personal că programul ăsta pe care mi-l fac eu și mi-l așez eu, încă nu reușesc să mi-l așez suficient de bine cât să mai funcționeze toate planurile. Ai dezavantajul că lucrezi seara și că toți prietenii tăi care sunt liberi, în mod normal, seara, da, evident, nu prea poți să te întâlnești cu ei și nu prea poți să găsești un punct comun de întâlnit și după aia, sâmbătă, duminică, când toată lumea are chef de ieșit la cafea, tu dormi și rupi patul că te-ai culcat la 6 dimineața. În același timp, îmi și place chestia asta, dar da, probabil pe termen nu devine așa un... dezavantaj că încep să pierzi niște relații, dar în același timp mă consider norocoasă că în jurul meu au rămas oamenii care mi înțeleg programul și care acceptă chestia asta. Și haosul, la fel, e un dezavantaj și un avantaj. Mie îmi place haosul. E un dezavantaj în momentul în care nu mai știi să-l controlezi și nu mai ai grijă de tine. Și am trecut prin asta și încă mai trec un pic prin asta. Dar, din nou, toate cred că sunt cu duș și întors și nu sunt dezavantajele alea foarte clare care să te pună în postura de literally job, unde să zici, hei, uite, avem avantajele X și dezavantajele Y și tu trebuie să-ți alegi din ele ce-ți place. Totul poate fi schimbat. Asta e un... Mă întorc la avantaj, ăsta e, cred că, primul avantaj al industriei. Totul poate fi schimbat și nimic nu e de nelocuit și totul poate fi adaptat. Da, încă un dezavantaj poate să fie chestia asta în care lucratul
în industria evenimentelor, dar în Horeca, pentru că la mine se combină cele două, presupune mai mult viață de noapte. Și odată ce ai viață de noapte, înseamnă că programul tău și de somn, și de ieșit, și de absolut tot e un pic dereglat și e un pic pe alt fusorar față de cum funcționează majoritatea. Și clar, ajungi să ieși din casă, nu știu, poate la 12, 1, 2, mai ales acum cum e iarna, cred că prind așa o oră de soare și după aia mă întorc la muncă, mă bag aici în hală unde n-avem neapărat foarte multă lumină naturală. Vine noaptea și stai practic așa în business și nu apuci să mai faci lucrurile alea în natură, să te duci, să te plimbi în parc dimineața, să stai două ore să bei o cafea la prânz sau să îți găsești așa timpul ăla, pauza aia de prânz pe care probabil o au majoritatea oamenilor sau alte activități pe care poți să le faci cât e lumină. Și acum la mine chestia asta s-a și concretizat și de la analize, că anxietatea e și a dat un pic de lipsa de anumite vitamine și carențele astea de vitamine duc mai departe la o sănătate mentală un pic deraiată de pe șine. Mi se întâmpla în trecut. Mi se mai întâmplă și acum să dorm mai puțin de 7-8 ore, dar dacă visez urât sau dacă sunt foarte stresată, dar pot să zic că am ajuns în punctul ăla în care după o vârstă corpul cere odihna și somnul și nu prea mai pot să funcționez cu 4, 5, 6 ore de somn cum făceam în liceu, când mi se părea că dacă am dormit 4 ore, deja am pierdut prea mult timp din zi și că nu mai am timp să fac alte chestii, așa că toată oboseala aia cronică de care ziceam mai devreme, adunată deja de vreo 7-8 ani, începe să se resimtă și nu mai pot să duc fizic dacă nu dorm mai mult. Și pe lângă fizic, evident că intervine și psihicul și încep să devin și mai anxioasă și încep să am atacuri de panică. Și încep să nu mai simt, să nu mă mai simt în corpul meu dacă se întâmplă asta. Așa că, nu știu, cumva, cred că e momentul în care creierul meu chiar pune pauză la tot și reușesc să dorm. Nu neapărat să mă odihnesc, dar să știu că am bifat alea 7-8 ore pe noapte. Industria asta are două variante. Ori o iubești, ori o urăști. Nu cred că, sau eu nu am văzut până acum oameni care să stea pe termen lung în industrie și care să fie așa între astea două, să fie un love-hate relationship și să-și aleagă una din ele. Cred că asta a fost și în cazul meu și de-aia a ajuns cumva să fie acest drog foarte mare și drive-ul din spate de a face lucruri și a învăța cât mai multe. Nu zic că e ușor să fii fată în industrie, că ești totuși într-o industrie în care predominant sunt bărbați. Experiența mea în care am reușit să învăț sau să mă integrez mai bine într-o echipă de bărbați și să învăț mai multe de la un bărbat decât să învăț de la o femeie. Sunt o grămadă de femei în industrie care știu să-și facă treaba și care chiar au un cuvânt de spus. Dar așa cum și femeile și bărbații trebuie să-și câștige respectul și locul la masă, chestia asta mi se pare că se aplică pentru toată lumea. Mi se pare că am avut un avantaj în chestia asta și cred că ține de fiecare cum știe să-și folosească armele și argumentele cât să ajungă în punctul ăla pe care și-l dorește. Că și aici depinde foarte mult dacă știi ce vrei și dacă îți dorești ceva pe bune, atâta timp cât știi că ai dreptate și știi că e valid tot ce spui și tot ce ai făcut, nu ai niciun motiv să ai o frică în spate și să bagi sub preș ce se întâmplă. Dacă simți că, nu știu, ai fost nedreptățită, dacă, I don't know,